Data trecută am fost în Trial Chambers și am rupt cam totul acolo. Aș aprecia dacă ai rupt acolo butonașul de like, dacă susții seria cu SMP-ul de vară și dacă îți place și te uiți de drag. Așa că trebuie să facem o fermă de XP și crede-mă, ferma de XP este foarte importantă. De-a lungul anilor am construit ferme și ferme și această fermă de Enderman este puțin cam outdated, pentru că suntem în 1.21. Ferma de XP este puțin mai diferită și am rugat ieri pe membrii să ne aducă un ally. Așa că hai să vedem unde este. Bă, ce faceți, mă, șobolanilor? De ce a băut Adi 10-ul din aia de raid? Păi să facem acum repede un raid. Nu facem niciun raid acum, Adi 10. Vreau să-mi arăți unde este ally-ul pe care eu te-am rugat ieri să îl aduci. Oh my god. Salut. Eu sunt curios. Salut, Zentrix. Sunt curios dacă l-ați găsit greu. Foarte. A fost greu, pe bune? Da, eu l-am găsit. Eric a cercuia să-l aducă la pierdut. Bro, ați băgat raid-ul aici. Bă, bateți joc, gen. Na, gen, că începem episodul cu un raid direct. Direct. Și o să vă explic după care e treaba cu ally-ul și de ce am avut nevoie. Pentru că nici voi și nici oamenii de pe episod nu știu cum o să naște asta cu ferma de XP. Bun, a venit raid-ul, ia vezi-l. Doamne, ce e, mă, cu porcăria asta? Puteți dați pe clopotul ăsta de aici și o să vă arate direct unde sunt, unde sunt raiderii. Hai să vedem, bom. Ui, ce securile astea. Ce securile astea, bă, păi eu vă învăț să jucați Minecraft, bă, capete de strudel. Mamă, s-a terminat Hero of the Village. E prima oară când îl facem, n-a venit nici măcar unul să ne dea totem. Așa că fiți atenți, băieți, de ce avem nevoie. Avem nevoie de un pickaxe cu fortune ca să mergem puțin într-un... Bă, villagerul trage cu artificii? What? Mă, ăla-i impostor! Omoară-l. Bă, ăsta e impostor, a tras cu artificii. Bă, nu-l omor, bă, nu-l omor, nu-l omor, că ăla e cleric. Bun, ok. Am nevoie de un pickaxe cu fortune. Am un pickaxe, am pickaxe. Mama, pickaxe-uri cu fortune. Perfect, am nevoie de astea două, de jukebox și de music disc. Și de niște ametist, un anvil. Hai să mergem până în clădirea aia de a făcut-o Zentrix de neacocoșat. Așa, și o să facem... așa am cere 16, așa am cere 12. Fortune 3 și Mending. Mamă, vedeți că e forță rău asta. Fortune 3 și Mending. Păi și eu pot să le combin pe astea două. Mamă, ce pickaxe am. Fortune 3, Efficiency 4 și am Breaking 3 și și Mending. Oh my god, 2 la 1 litroi. Bun, hai să mergem într-un cluster de ametist, băieți, pentru că este gravă situația, ok? Trebuie să luăm astea. Hopa, uite, astea de aici. Uite, astea așa. Mamă, 16 bucăți! Bă, nu alea, lasă-le să crească, uite, fii atent. Doar astea mari, uite, fii atent, doar ăsta îți dropează. Uite, ăsta. N-ai nici măcar un ametist shard? Nu, asta okay, e ok, mi-a ajuns, ok, nu contează, am eu 44 gen, e ok. Mi-au picat mie cam fortune gen. Că uite, tot fortune 3 am, numai că oh, stai, stai. Oh, uite, nu, uite, fii atent, du-te ia-l pe ăla de sus, uite, fii atent, ăsta de aici, de sus de tot. Deasupra mea e unul, îl vezi acolo. Omul meu construiește cu, nu ăla, așa, așa, exact acum deasupra ta. Așa, sparge-l, o să-ți dea 16. 8. E bine, e perfect, ia, aruncă-le. Vreau să iei ăla, cum se numește, ally-ul. Să te ajute Zentrix, că Zentrix am auzit că se ocupă bine rău de tot de el aici și că știe să-i folosească. Da, mai am unde să. Perfect pentru job. Da, gen, a fost Zentrix cu Adi 10 să iau un ally și au pierdut 40 de ally în total, gen. Nu, Zentrix i-a pierdut. Păi Zentrix i-a pierdut, da. Da, 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 am și făcut. A fost lucru în echipă. A fost lucru în echipă, bă. Cine mi-aduce și mie o ușă? Sami, ăsta e Billy. Billy? Salut, Billy. Billy, ia și tu carnea asta, te rog. Billy, ia și tu carnea de aici dinăuntru, te rog. Billy, stai, nu așa, stai. Și acum stai să ia pe aia dinăuntru. Trebuie să ia... mi-a dat mie carne. Păi da, pentru că e al tău, gen. Stai puțin, Billy. Hai aici, Billy. Aruncă eu carne înăuntru, aruncă eu carne. Așa, bun. Billy. A, gata, Billy. GG. Bun, Billy, vreau să intrați toți înăuntru, să stăm toți aici la înghesuială. Să vă arăt puțin cum funcționează. Unde e Billy?
Ai și prin perete. Bun, fii atent. Billy are nevoie de... Adică zice, dă-te puțin de acolo. Billy are nevoie de muzică. Billy se simte bine pe muzică. Ia uite-l ce dansează. Și lui Billy, când îi dai un amethyst shard, se fac doi de Billy. Și cât de multe... Bine, gen, trebuie să aștept... Bă, deci... Unde-i ăla? Aici, m-am și speriat. Billy da. De... Billy, nu scap de el. Bun, ideea este că trebuie să așteptăm acum să... Trebuie să așteptăm, e exact ca la breeding. Trebuie să așteptăm ceva timp ca să putem să îi împerechem. Și noi trebuie să facem rost în total de 8 Billy. N-am mai intrat înăuntru pentru că mi-era frică să nu iasă, dar avem 8 bucăți de Eli. Și acum este timpul să strângem materialele necesare. Și avem nevoie de destul de multe materiale pentru că... poate încă nu o să înțelegi ce se întâmplă, dar este foarte simplu. Acești Eli din interior ne vor ajuta să facem cea mai bună fermă de XP de pe Minecraft 1.21. Și țineți-vă bine pentru că o să rămâneți mască totală. Am lăsat un shulker în fața casei lui Adrian, aici puneți toate materialele. Deci avem nevoie de 6 hopăre, 4 chesturi, glass, dirt ne trebuie, sticky piston, observere și ne trebuie neapărat și smooth stone. Smooth stone e foarte important pentru că vom lucra cu șobolanii de silverfish. În acest shulker avem toate materialele pentru următoarea fermă, care o să fie probabil super insane. Vreau ca voi să mergeți să găsiți un loc unde o să punem această fermă. O să avem nevoie aici. De vreun... Nu punem aici, gen ferma nu o să fie în perimetrul ăsta. O să fie undeva, nu știu, sus pe munte, să nu uite, fie chiar așa... Pe care... Pe muntele Athos? Da, pe muntele Athos. Ce? Voi vă duceți, voi vă decideți. Până atunci eu mă duc să mai înmulțesc Eli pentru simplul motiv. Au scăpat toți Eli, bro. Bro, no joke, gen. No, glumesc. Așa îi duplici. Sunt singurii mobi din Minecraft care merg duplicați. Ce se întâmplă? Ar trebui să avem 16 în momentul ăsta. Bun, și hai să mergem să vedem dacă au găsit o... intrare, de fapt un loc de fermă. Zentrix a găsit-o cu noul lui microfon super șmecher. Ne trebuie aici să-l facem puțin mai platipus. Uite, eu zic să începem de aici. Uite așa, să-i dăm așa în partea asta, pentru simplu fapt că trebuie să facem ferma o zonă de 11 pe 11. Și ia stai puțin, uite, o să facem așa. Ia fii atent, Zentrix, cred că nu trebuie să te duci chiar așa în muntele ăla. Uite, cred că trebuie să facem așa, uite, către AD10, puțin mai înspre dreapta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Și e perfect. Deci 11 uite lungime, așa, uite câinii. La poate în cărbune. Noi construim fermă și cărbune. Uite câinile. Bun, și partea asta trebuie 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Bun, dar stai puțin, Adi. Vreau ca să vii să-mi zici mie o chestie. Deci noi construim o fermă. Ce părere ai tu de prietenul nostru din serie, băiatul ăsta? Cărbun. Care merge cu freaking porcul. Doamne. 1, 2, 3 și după aia, între toate astea, trebuie să punem glass. Neapărat glass pentru vizibilitatea supremă. Se adaugă campfire-urile. Și acum trebuie să pun câte un dispenser pe fiecare campfire din ăsta. Uite, așa, unul aici și unul aici. Acum trebuie puse hopăre pe fiecare parte și după, deasupra hopărelor, trebuie să punem niște chesturi. Are dreptate, Zentrix. Și acum totul trebuie astupat. Deci trebuie să astupăm absolut tot. Armor stand-ul ăsta ne va ajuta ca să dăm damage prin perete. Pentru că dacă vedeți, uitați-vă acolo la la animație, intră prin perete. Și o să putem să dăm damage direct prin perete la ce se va afla acolo. Și acum trebuie să ne ocupăm de partea de redstone. Și aici practic ce se întâmplă, facem zona pe unde noi vom adăuga Eli-ul în fermă. În fiecare gaură din astea de aici unde iese fum, trebuie să băgăm câte 8 Eli de fiecare. Și acum trebuie să arunc aici dirt înăuntru. Intră. Punem, astupăm peste. 2, 3, perfect, așa, bun. Sigur, da, crede-mă. Bă, sper. Da. Cred bun. Că de la mai mulți, că mai sunt 5 aici. 8, la 8 am dat, atâta, am numărat 8. Ah, okay, 1, am lăsat în jos.
2. Perfect. Și acum Eli trebuie să înceapă să ia damage, după cum vedeți aici. Și există o singură chestie. Eli-ul urmează să înceapă să ia damage. Doar că Eli-ul este singura creatură din Minecraft care nu va muri indiferent de damage. Nu o să moară niciodată, pentru că ea are regeneration. Ea când primește damage se va regenera înapoi, ceea ce îl face ăsta cel mai puternic mob de treabă din Minecraft. Așa că trebuie să umplem acum fiecare gaură cu câte 8 Eli. Bă, de unde a adus ăsta mă atâția Eli? What? Da mă, da, let's go. Perfect, 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 perfect. Bun, lasă-l așa și ia dă-i acum una. Dă-i un lever. Bun, perfect, lasă-l așa. Nice, merge, boys. Merge. Bun, și acum practic la 3 minute aceste chestii ar trebui să funcționeze. Și acum este timpul să vedem dacă ferma noastră funcționează sau nu. Vreau să îmi ziceți gen voi dacă funcționează sau nu. Nu. Gen... Da. Ok, măcar bune. Bun, vreau să vă se ducă cineva jos să dea cu flickerul de lever. Acum gen mă interesează flickerul de lever. Bă, ce faceți mă pârliților? Da. Mă, ce ați făcut? Nu, îmi zboară porcul. Trage și tu ăsta, te rog. L-ai tras? Da, l-am tras. Zic că nu. Bun, perfect. Nu mai fă nimic. Bun. Acum îmi trebuie poțiunile. Poțiunile. 3, 6, 9, 12. Bun. Acum vă rog să aveți foarte mare grijă, pentru că e nașpa dacă greșim aici. E nașpa dacă greșim aici. Bun. Vreau să... Dai un flicker de lever, acum! Am dat. În care ai cineva jos? Da. Ai dat? Da, da. Bun! Da, a stricat tot sistemul. Acum trebuie să așteptăm până se duce tot dirt-ul din stânga în hopper-ul din dreapta ca să facă o chestie. Bun, e absolut perfect. Stăm toți jos, 3 minute și așteptăm cu sufletul la gură. Vreau să-mi dați unul mâncare, vă rog. Unul mâncare. Zentrix, dă mâncare, te rog, aici lângă tine. Mamă, nu mai pot, deci eu literalmente nu mai pot, trebuie să meargă neapărat chestia asta. 3 minute. Hey Siri, set a timer for 2 minutes and 30 seconds. Țineți-vă bine că aici stăm, uite așa. A venit și cu porcul și cărbunele. Ho, bă, gata. Perfect. A venit Tela, eu să vadă ce se întâmplă. Este Billy. Hopa! Au început! Au început! Bine, bă! Merge! Uite. Și acum mai trebuie să apăsăm de leverul ăla sau nu? Nu, leverul ăla l-aș aprins. Oh my god. Și fii atent, dați-vă puțin spate. Scoate-l puțin pe gigelul ăsta de aici. Oameni, l-a băgat-o. Bro, gen, ai băgat porcul la... Hai mă încoa. Ok, bun. Și acum tragem de ăsta așa și batem și facem XP in freaking sane. Doamne, stai să dau... Bă, care a dat în mine? Adrian. Hai că eu, dar what? Practic ce se întâmplă, ia fii atent, uite, puteți să stați aici gen să bateți dacă vreți gen. Cât timp eu o să mă duc să arăt ce se întâmplă. Bine, de fapt lasă-mă să fac eu level, să fac eu level acum, știi ce zic? Practic, omul meu îmi fură XP-ul și oamenii o să zică că e foarte proastă fermă, ok? Gata. Gen oamenii o să zică că e cea mai slabă fermă ever. În loc să facem o fermă de endermeni, noi facem asta, o să zică oamenii. Și zică, bă, de ce a făcut să Sami asta în loc să facă fermă de endermeni? Pentru că asta... Deci omul meu, uite de ce cap de muscă are. Ok. Asta, practic, în 1.21, această fermă este mult mai eficientă decât ferma de endermeni. Asta trebuie să știți. Doar că singura chestie este că trebuie să folosim poțiuni. Atâta tot. Gen, asta e singura chestie care poți să zici că e nașpa. Dar eu aș prefera să facem multe poțiuni decât să mergem până nend, să facem toate chestiile. Bă, de ce l-ai bătut? Ce? Fără XP-ul? Foarte bine, foarte bine. Bun, singura problemă este că ne-ar trebui o armă cu sweeping edge ca să facem și mai mult. Ia să vedem. Bun, și uite-te cu ce se întâmplă.
Ia stai puțin să mergem sus să vedem. Puteți să folosiți voi ferma cât timp mă duc eu până sus să văd puțin de mentenanță. Hopa, că s-a terminat și timerul. Îmi spart ăsta manechinul. Pune-l înapoi. Nu l-am în inventar. Atunci nu știu ce se întâmplă cu el. Bun, poțiunile sunt aici. Și practic, vedeți, se spawnează foarte mult silverfish. Ei pică jos de tot, pică de la Eli. Și practic, nu știu exact câte poțiuni mai sunt în asta, dar cred că o să le umplem. Și ce e tare e că dacă umpli un chest întreg, te ține cam 81 de minute toată chestia asta, ceea ce e foarte mult. Adică uite-te și tu cât de mult e aici. Bă, e extrem de mult. 81 de minute pentru XP în continuu, cred că e mai mult decât suficient. Și vreau acum să menceantez puțin itemele. Și practic ne-ar trebui o armă doar cu următoarele: Mending, Sweeping Edge și Sharpness. Atât. Sweeping Edge-ul e ca să... Pentru că, uite, practic eu aș face mult mai mult XP. Eu aș face XP foarte mult. Și trebuie să stăm și în colț. În primul rând, stai în colț cu spatele la perete și dai așa în perete. Avem emeraldele cu cărțile și XP-ul. Hai să vedem. Avem aici Mending, Looting 3, Thorns, Protection 4. Mamă, zici că sunt la ora de engleză. Și ne ducem aici la Mending și ne trebuie 18. Îmi trebuie și mie 5 bucăți, cred, nu? Sau câte îmi trebuie? Da, 5 bucăți, că vreau să-mi pun și pe sabie. Protection 4. Mi-ar trebui niște Protection 4, dar nu o să mai am după aia. Oh my god, puțin că am scumpicel. Protection, ăsta ce dă? Nimic. Ok, ăsta dă looting. Oh, ne-ar fi trebuit niște sharpness. Dar de fapt, nu, știi ceva? Nu, contează, nu contează. Da, ia să vedem. Avem aici Sweeping Edge, un colț. Oh, Sweeping Edge? Ia să-l vedem. Ăsta de aici? Nu, ăsta de aici. Ăsta de aici. Bă, Sweeping Edge-ul e bun, am luat Sweeping Edge 3. Uite, ți-am dat așa, ia tu cărțile și ți-am lăsat și emeraldele. Sper că am destul level cât să îmi pun toate cărțile. Am level 40, bine, nu e ca și cum nu pot să mă duc la fermă și să iau în continuu. Dar să vedem dacă ține Envil-ul toate chestiile pe care le avem. Deci noi astea jos de pe noi, le punem și începem. Mending, level 2. S-a spart Envil-ul. La 1, gen la 1 singur. Uleu. Bun, hai să mergem. Bă, a mers, că ea real, chiar a mers ferma prea bine, tot a mers prea bine. Dar e bine, gen, stai puțin să luăm un Envil de aici. Uite, o să iau astea, așa, bucățile astea. Aerul nu se folosește non-stop, nici n-apucă să dea full refill, pentru că azi 10 ori unde merge, vede un zombie. Nu, frate, cum adică? Eu să scot sabia din inventar? Nu. Azi 10 îl bate cu Iron Golem. Iron Golem. Exact. Bun, o să facem așa și o să facem mai multe envy-uri. Problema are un Iron Golem ca rezolvare. Ai și tu dreptatea ta, ce să zic acum. Ok, o să facem așa și o să punem, uite, așa, boing, stai, uite, trebuia așa. Dacă se sparge vreunul, apare altul. Bun, continuăm cu treaba. Mending, level 2, mending, level 2, mending, oh my god, oh, mamă, m-am speriat. Mă gândeam că nu pot să pun. Trebuie să-mi pun mending pe sabie și după aia sweeping edge. Mamă, vedeți că sunt OP rău acum. Bă, mai trebuie niște sharpness și niște protection 4, dar alea le facem. Hai să mă duc să-mi fac armura full durabilitate. Bun, hai să vedem. Sweeping Edge 3. Boom. Deci, deși tu că o bucată am dat. Deci tu vezi? Deci o bucată dai și mor toți în perete. Doamne. Deci asta chiar e prea OP. Wow. Deci mi s-a făcut asta full, buții full și ați văzut că era totul pe galben. Ok, mai trebuie să mi se facă chest plate-ul. Nice. Bă, eu sunt full. Eu gata, mai am nevoie doar nici de protection 4, feather falling și sunt OP. Sunt OP rău de tot. Vrea cineva să abia mea să farmeze cu ea? Un episod foarte productiv în care am făcut fermă de XP, o fermă pe care chiar n-o vezi foarte des.
Bine, nu prea o vezi de obicei, pentru că este o fermă nouă din 1.21 și practic aceste poțiuni sunt direct din Minecraft Vanilla. Nu sunt din moduri, nu sunt nimic. Tot ce folosim noi aici este din Minecraft Vanilla. Sper că v-a plăcut episodul, sper că ați înțeles ceva și sper că ați învățat ceva în episodul de astăzi. Eu am fost Zasami, ne vedem data viitoare. Șpa, șpa.